Ieri au avut loc tragerile la surs computerizate pentru desemnarea președinților, birourilor electorale ale secțiilor de votare și al locțiitorilor acestora pentru alegerile locale din 5 iunie. Din județele Constanța, Tulcea, Iași, Vaslui, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Alba, Arad, Timiș, Teleorman, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Călăraș și Ialomița. Procedura pentru desemnarea persoanelor responsabile pentru procesul electoral de la secțiile de votare din județ a avut loc la Palatul Administrativ din Baia Mare și s-a derulat în prezența unui reprezentant al autorității electorale permanente. Desemnarea se va face la nivel județean în două etape, prima dată președinții, după care locțiitorii. Aici este baza de date pe care o avem și aici avem procesul verbal afișare județ cu toate persoanele care au fost desemnate. Tragerile la surs computerizate se efectuează în ședință publică cu participarea președinților birourilor electorale de circumscripție, iar rezultatele sunt afișate la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora, precum și pe site-ul Autorității Electorale Permanente.